Suntem o presă din Chișinău, din Bălți, și facem sondaje, facem campanie de informare pentru Europa, pentru integrarea europeană și pentru unirea cu România. Ce părere aveți despre integrarea europeană? Este o șansă bună de a ne uni. Salariile sunt poate de 10 ori mai mari decât aici. 2000 de euro în Franța, în Anglia, și aici sunt 200 de euro. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Ați vota pentru? Pentru european. Înțeles. Dar unirea cu România? Nu. De ce? Dar știți, mai bogați români ca moldoveni. După statistică, ei au salarii de 4 ori mai mari decât noi. Cât de mult în Europa. Și acolo nu fură miliardele ca la noi. Ești cu România și cu Europa. Nu vă-și cu Europa, și vă-și cu Rusia, numai să începe cine trăi. De te duci în Europa, nu-ți trebuie nici act cu tine, nu trebuie ăștia. Rusia, unii sunt numai menți. Știu de asta. Cum nu țin nici coșii, nici coșii, eu țin cu mine. Nu noi hotărâm. Când ne-am căsătorit numai pe hotar și suntem tare singuri. Și tare mult aș vrea ca și bă aici pe loc, și bă și loc de lucru aici pe loc. Să nu și nevoiți să pleci peste hotare. Nevoiți să vă uniți, dar eu... Da vreți? Eu nu sunt în populația asta de alți mine. Să începeți voi viața. Asta e ce spun ei povești. E bine în Europa. O leacă mai din Ucraina Rusiei. Sunteți pentru? Da, eu am oameni din Franța. Da. A mea că 4 zile, duminică. Uite, 4 Rusiei. Da. Cu mult. Pentru tineret, eu... Este o perspectivă oarecare cu Europa, cu România. Aici am nici o perspectivă, lepidis nici. Poate să și vă dat așa unire, dar nu cred. S-ar putea să ne unim și cu România. Dacă ne-am unit, știți că vom intra automatic în Uniunea Europeană, da? Da. Suntem simți uniți, suntem simți, ne ajutăm unul cu altul. Pozitiv? Adică ați votat pentru? Ați votat pentru, da? Da. Dar cu România? În primul rând. Din erloa și ne vedem și bă, în țara asta ce v-a făcut. Adică ați votat pentru unii? Dă-p cum. Și cu România? Da, las să ne unim, dă-p cum. Să unească cu lui Gine, că copiii stăți în Europa. Și acolo e Gine de trăit, dar la noi tare rău de trăit. Stăți scump, pensie mitică. Iar trebuie un stat mai puternic, pensie mai mare, un viitor pentru copiii noștri. Uitați-vă, tinerii pleacă la studii în România, au bursă. Da, eu tot pentru studii în România. Din surse personale am aflat că să faci studii, într-adevăr, să faci studii pe, cum s-ar spune, pe înțelepciune, nu pe buzunar.